povestea unui regizor care ajunge faimos în America, Tony Caramușar. O poveste de dragoste cu accente comice, 100 de ani de la primele imagini filmate în Balcani, un regizor care pornește în căutarea unui al 13 adevăr absolut despre a români. Sunt extrem de onorat de prezența dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc pentru că acest film este efortul și dorința și împlinirea unui vis a multor a români, nu numai de ieri, nu numai de azi, ci cred eu, din totdeauna, de la frații Manachea și până acum, cred că au fost mulți care s-au gândit că ar trebui să facem un film în a română. Cu Dumnezeu!